Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de WW2K15, mai care episodul 16, de fapt 17, stați așa. Așa, deci, data trecută am jucat contra celor de la The Shield, să vedem ce avem pregătit. Contra cui să jucăm noi? Contra lui Goldust, hai să-l bat nici pe Goldust. L-am bătut și data trecută, dacă nu mă înșel. Noi suntem acolo frumos, tatuaj, cruce printre mușchi. Atenție să-l batem pe Goldică. Vreau să mai apară ceva mișto, gen un WrestleMania, un ceva. Îl batem oricum pe Gold asta. Aștept Extreme Rules, Hell in a Cell. O să apară și alea. Bun, am luat. Goldust îl batem ușor. Noi avem overall 90. Atât avem. Aoleu. Bun. Aoleu. Din nou. M-a luat. Frumos. L-am luat din nou. Ce dropkick frumos pe Goldust. Clothesline, hai să ne urcăm pe coardă. Aoleu, am ratat. Manevra asta e mișto, adică îmi place că e un fel de reversală, dar nu e. E o manevră. Bun. Mi-a dat reverse? Dacă și eu i-am dat, ce eu i-am dat? Ce mă? Și de ce aș cade dacă îmi dă un pumn în bărbie de acolo? Iar manevra asta de căcat. Aoleu. Hai că asta a fost reverse. Mișto. Sper să nu dea crash el gata din nou, pentru că e nasoală treaba. Cred că am cumpărat Vermedia. Genunchi, cap. Aoleu, nu! Mamă, manevra la Mark Henry. Mă înțeles că vreți să schimb semnătura, că nu vă place RKO. Dar nu înțeleg de ce, mi se pare super șmecher manevra. Oricum finisherul nu-l schimb. Dacă e doar semnătura. Bun, attitude adjustment. Hai să-i facem power pin și să vedem. Câștigăm. Na, noi mereu câștigăm în SmackDown. Cred că o să ajungem cât de curând în Raw. Bine, mai trebuie să așteptăm până facem 1 milion de followeri pe Twitter. Până acum n-au fost meciuri interesante. Decât tag team-uri, triple threat și tot felul de din astea. Mai mult de atât n-a fost, vreau să fie un TLC, un ceva. Să rupem mesele. Opa, Batista! Jucăm contra lui Batista, ok. Challenge accepted. Uitați voi ce față de criminal. Batista e chiar acolo. Îl vedeți? Ăla-i Batistucă. Bun.
Bun. Aoleu. Frumos. L-am luat din nou pe Batista cu pum în cap. Clothesline. Îmi place manevra asta, știu că are și Kane. Reverse. Batista e și el un animal. Bun. Bun, pum, naș. Ia să luăm de picioare. Mamă, în realitate dacă ți-ar face cineva asta, ți-ar rupe genunchiul. Mamă, ce reverse mi-a dat. Aoleu. Manevra șerifăriilor. Cred că nu există cuvântul șerifărie, în realitate. Opa, nu. Batista dă cu mine de pereți. Bun, RT, reverse. Și manevra asta îmi place, să te arunci așa pe el. Hai că avem marcă eu. Bun. Charge finisher cu attitude adjustment. Frumos. Ia să vedem. Hai cu power pin-ul. A ieșit. Pe Batista nu. Pe Batista trebuie să-l bat mai tare ca să cedeze. Frumos. Mamă, ce picioare am prins. Mi-a dat reverse. Hai să-l băgăm în corzi. Bang. Ce close line, mamă. Hai. Hai, hai, și din nou. Ce ratare. Dar pe Batista-l batem. Mai greu, dar tot îl batem. Ia să vedem. Submission. Bun. L-am lăsat ca să nu-mi dea revolt. Too late. Aoleu. Făleu. Nu! Vai. Too fast. Mă domina acum în aceste momente Batista. Dar stai că îi facem noi archeu. Ridică-l. Și archeu out of nowhere. Trebuie să cedeze, n-are cum să nu cedeze. În sfârșit a cedat și Batista. În Smackdown. Bun. Știu că de-abia așteptați să intrăm în RAW, dar așteptați că nu mai e puțin. Nu mai e mult, auzi. Nice match, Vicky Guerrero. E nasul că nu poți să dai simulate. B
Bad News Barrett, what the fuck? Și Justin Gabriel, hai să jucăm contra lui Justin Gabriel. Mă. Cum arată și ăsta? Ce creastă are. Mamă, ce dropkick! Dar lasă că-l bat pe ăsta. I-am dat reverse. M-am ghicit. Bun. Ia dai-mă un pumn. Bang. Din nou. Aoleu, m-a luat. N-am mai auzit în viața mea de Justin Gabriel. Ce pun, pșa. Ia să le facem un suplex. Nu e suplex. Bă, dar mereu ratez. Dar-l batem oricum, ăsta e ușor de bătut. Dăm cu el de pământ. Hai, trebuie să-l întoarcem sau ce-i facem? Mi-a dat și el divorție, băiat rău. Ridicăm pumnul în sus. Mamă, dau cu pumnalul, eu nu dau cu pumnul. Hai, semnătură. Bang. Ăsta nu e Batista să nu cedeze la finisher. Bun. Și hai cu power pin-ul. Am câștigat din nou. Împotriva lui Justin Gabriel. Un smackdown. Suntem contra cu el să jucăm acum. Amazing. Bray Wyatt. Wow. Bun, cam tot o să fie și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați, dați like și ne vedem în episodul 18 cu o bătălie împotriva lui Bray Wyatt. Pa, pa.